Cele mai ieftine jocuri le găsești acum pe g2a.com, intră pe linkul din descriere și folosește codul pentru a primi 3% înapoi. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit la un nou video de genul Bobo încearcă sau Moldovean încearcă, cum vezi voi să spuneți. De data asta încercăm un joc numit Elex sau Ilex, depinde cum se pronunțe la așa în engleză și vai de cap, pe muzica asta e așa dată tare. Stai alea că stai. Calmează stâțele, doamnă muzică, e ok, o să te dăm înapoi imediat după ce terminăm cu treaba asta. Da, pentru cei care nu știu, jocul ăsta a apărut acum o lună maxim, cam așa, dacă stau bine să mai aminte, și este făcut de către Piranha Bytes, cei care au făcut și Gothic și seria Ryzen, dacă țineți minte, nu Ryzen, procesoarele de AMD, Ryzen, Ryzen 1 și Ryzen 2. Jocuri destul de bune. În special Gothic, știu că a fost o serie foarte, foarte apreciată, eu am apucat să joc doar Gothic 3 în mare parte. Și acum a venit cu Elex sau Ilex, cum vezi voi să-i spuneți, care este un joc așa și așa, să zic, nu știu. Povestea sună interesant, dar gameplay-ul și toate alea e destul de greoi, adică e ceva ce necesită atenție, e un fel de Dark Souls-ish la cât de greu îi pare. Așa că, oameni buni, nu știu, dacă chiar ați vrea o serie cu jocul ăsta, știți voi, minim vreo 500 de like-uri acolo ca să fiu sigur de chestia asta, pentru că este un joc de care chiar nu știu sigur dacă o să mă pot ține sau nu. Dar o să vedem, o să judecăm după ce facem introducerea. Așa că hai să dăm drumul înapoi la muzică. Și să ne întoarcem la ăsta, dăm și noi new game, dăm normal și să dăm drum. Magalan. Home to a civilization of millions. Until a comet hit. Earthquakes shattered its cities. Firestorms swept the planet. And as Magalan fell into darkness, the survivors faced a world that was unrecognizable. Fighting amongst the ruins of the old world, new factions arose. Damn. The Berserkers. The Clerics. The Outlaws. Each with their own vision of the future. But it wasn't only the struggle for scarce old world resources that drove them. For the Comet had bought something new. Opa. Elex. Okay. An element unknown to Magalan. It could fuel technology, change the evolution of life, open new abilities to those with the will to control it. For the clerics, it drove new technological innovation. For the outlaws, drugs to free their minds. Huh. To berserkers, it gave the power of magic. Seduced by Elix's power, some began to consume it. Addicted, overwhelmed, generated into vicious, mindless mutants. Okay. But there were some who could control their addiction. To them, at the cost of their emotions, Elex offered strength, focus, and stamina. These people called themselves the Albs. Okay, foarte drăguț. Seemingly unstoppable, the Albs have waged war on all who will stand between them and their need to obtain Elex. Advancing from the frozen wastes of Zaykor and their fortress Ice Palace, the Albs threatened the future of all the factions on Magalan. Oh, ce tare! Now, as Alb forces prepare their final assault, Jax, renowned Alb commander, is sent on a solo mission. One Alb, selected to change the fate of Magalan. Parcă e trailer la un film de la prost cu supereroi and shit. Un negru se va duce să salveze planeta. Oare el va reuși? Da, jocul n-arată rău. Deși l-am dat pe ultra, arată destul de sec ca și texturi, what the fuck. Uf. Ce-ai pățit, băbiță? Oh, ne-am dus dracu. Oh, deci să înțeleg că noi jucăm cu ăsta. Oh, mamă. Oh well. Oh well. Wow. Ok, armura îmi place, though.
dar clar jocul se vede că e făcut exact ca în stil gothic. Nu se pune mare accent pe ceea ce înseamnă grafică și tot cum pică umbrele în shit. Arată foarte Mass Effect. Wow. Deci n-are ochii strălucitori sau ceva? Serios? Frate, sunt materiale... Wow, ce e acolo? Ah, era tot ăsta. Crezi că era altcineva. Jax, you failed your mission. Wow! You know our directive. Stai, ce? There can be only one consequence for failure. Cum dracu ați ajuns așa repede aici? Oh, shit. Să fiu executat? Serios? Oh, fuck my life. Îmi place că de încet pică totul, știi, ca și cum... Wow! M-a furat de haine! What the fuck? Și acum sunt perfect sănătos? Nu mai am nimic! Mi-au crescut și unghiile! Sunt sărac! Ok. Da. Jocul arată exact ca și Gothic din câte ani înainte. Before they come back to finish the job, and I better find a weapon. Și asta e ideea. Oh, ce drăguț e asta. I must have been here for days. The Elix is gone for my sister. Huh. I feel weak. Think, Jax. Așa. My weapons, my armor. Did Kallax take them? No. No. If Kallax had seen him still alive, he would have finished the job. Da mă, m-am prins de asta. LOL. Mi se pare mie că sunete destul de tare, deși l-am dat la super... Am dat destul de low. Nu, environment-ul mai încet și efectele mai încet. Old world ruins. Maybe I could find something useful in there. Ha. Așa. Asta nu da nimica? Loot. My skin. I look like one of the free people. There mustn't be a scrap of Elix left in my body. Ah, deci, ok. Pentru că n-au prins ideea de la început, existau vreo 3 facțiuni sau ceva de genul ăsta la început. Facțiuni care foloseau resursa aia de la meteorit în felul lor, gen unii deveneau magicieni, alții îl foloseau pentru a-și elibera mintea în fel ca niște iarbă, gen droguri în shit, iar alții foloseau, nu știu... Alții foloseau Elixul pentru a descoperi tehnologii noi sau ceva genul ăsta. Dar mai existau încă o facțiune care consumau Elixul și puteau să controleze efectele lui. Și am un șobolan aici. Și ăia erau gen, pentru că consumau Elix, nu mai aveau sentimente în stuff. Dar erau gen super soldiers and shit. Ok, mi-am tras un arc, două, și... Tot încerc să lutez pe aici ce găsesc. Și aparent acum ăsta Jax cu care jucăm noi avea și el Elix în sistem, dar acum nu mai are Elix în sistemul lui și e ceva de genul ce ar trebui să fac acum? Bă, să inventar E. Weapons. Oh, un arc. Cum pot să mi-l echipez? Assign slot. 3. Ok. Dar una n-am nimica. De fapt, poțiuni și chestii. O, ce drăguț! Rotting technology from the old world. That's all that's here. I'd better move on. Mamă, dar e sensibil rău de tot. Lel. Oh my god, the Rat King! Ah, nici mai am, grozav.
Pleacă, mă, de aici! E interesant că am o singură bară, de ce nu pot să lutez? Probabil că n-am ce să lutez el. Quick attack. Mă vedeam pe șobă. Execute combo. Mamă, stare și combo, ne-am dat dracu. Ok, tehnologie from the old world, gen înainte de a pica meteoritul sau ceva. Ok, deci eu e un alt fel de atac. Stai, pune-arma înapoi. Elixit. What is this? Oh my god, așa se vede meniu când vezi de-alea, ok. Jucă destul de ciudățel, dău. Wow, dar n-arată chiar așa rău. În chestiunea chestie ce am văzut de rău de la el e că e destul de ciudat ca animații și toate alea. Dar jocul nu e rău. The hunt begins. Mam. Ok, deci să avem o tonă de chestii de explorat. What was Kallax doing here so far from Zaykor? If I want answers, I need to find him. And for that, I'll need weapons and equipment. Îmi place ideea asta de progres, adică pornești de la niște căcaturi, gen pornim de la, cum să vă zic, de la nimic, de la o bară de metal și apoi ajungem să avem, nu știu, gen săbi laser și shit mai târziu probabil. Eu doar presupun acum că din video n-am văzut nimica decât aveam văzut niște armuri destul de șmechere și alte chestii. Oh vai, ce am făcut? Nu pot fi calm, tanti. Mi-aduce puțin aminte de caracterul din Red Faction. Mai zic Red Alert, nu, din Red Faction. Dacă țineți minte. Guy that took my armor must have dropped it. Now, all I need to do is find a way out of these kilometers of enemy territory and find out why my brother tried to kill me. Sai, ăla-i frate tu? Mamă, ăla-i frate, su, ai, deja avem un complot ăsta gigantic aici, mamă, ăla-i frate, su, nu știu ce. Pants. Bă, upgrade. Așa că nu mă pot plânge. I-am să iau tot ce prind în ideea că probabil o să am nevoie mai târziu de ele. Adică probabil le vând și toate alea. Știi? Dar nu știu exact ce spațiu am. În inventar. Hârtie igienică, boss, și mi-i pasă mie. Ok. Deci măcar am găsit niște pantaloni. Asta e partea bună. Cu un șoarece, niște țigări. Healing potion-uri. Bă, eu iau tot ce prinde pe aici, că nu știi niciodată când o să ai nevoie de ele. Gen, bam, 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 alea. Ok, X. Stai-ți minte că X-ul e loot-ul. Nu știu, un ciocan. Oare e armă? E considerat armă ciocanul ăla sau? No. Probabil trebuie să mergem să vindem chestii. Adică sper că e sistem de ăsta de vândut și nu... Etan, the land of the berserkers. If they recognize me, they could finish Kallax's job for him. Oh shit. Mai trebuie să mă bag cu ăsta. Hei, salut, boss. Mamă, ce să porci mechirare. Nu! Au. Ho, ho, ho. Get up. If you're gonna make a habit of attacking people without warning, you should get better at it. I heard you before you even left the ruins. Oh, serios? Someone tried to kill me. They stole my armor and my equipment. Then I find you here waiting to finish the job. First you attack me, then you accuse me of being a thief and a murderer? Huh? If I wanted you dead, we wouldn't be having this conversation. Trust me. You need to apologize. Okay. Prove you're not the thief. I might trust you. Only facts matter, not words. Trusting people quickly out here is as good a way to get killed as
walking around with. Îmi place armura tipului, eu vreau și eu. Which means you just got very, very lucky. I can help you find a safe place and new equipment. If you stop trying to attack me. Why would you help me? That's my job. I look for people out here and help them reach Goliath. You'll be safe there. Dacă schimb G-ul cu T, ies a toilet. Toilet, e close enough, dar... You really want? I want this war to be over. Until then, Goliath needs more people to survive. And people need a safe place to go. Well, a safer place than being out here on your own. But you're welcome to stay and risk being picked up by an Alb raiding party. Between them and the Rotbors, you won't live long. Say, you didn't see anyone else up there in the ruins, did you? You're the first person I've found this trip, and it would save me a trip up there to check. Can save the effort. You can save yourself the effort. There's no one up there. Well, and you got really lucky. Cold decreased. Ce înseamnă asta? Ah, că nu am fost am revins sentimentele sau ceva de genul ăsta. Dacă mint la greu și sunt bulangiu, rămân alb. Dacă nu, devin cred că humanish. If you want a chance to survive, it's the best offer you'll get. That's why I joined the Berserkers. Out here drifting and hoping to stay alive. I knew it was only a matter of time before my luck ran out. Uh-huh. I know joining a faction doesn't appeal to everyone, but it gave me purpose. And what have you got to lose right now? Nothing from what I can see. What you say is logical. Sounds like you're being brainwashed. I come here, but that doesn't mean I trust you. What you say is logical. Logical, right. Does that mean you're coming? Da. Every choice you make adds up. Cold increased. To people will determine your course okay. in life. Just take a look at yourself. No armor, no weapons, no companions. You've not exactly succeeded in life, have you? Uh-huh. Well, all that changes today. Whatever you've done before, your life can start again. A new beginning. When the next Alb raiding party comes down from the north looking for Elix, the people of Goliath will defend you. You won't see the inside of a converter with us to protect you. Instead, crede-mă că l-am văzut deja. To join us. Why do you want to help me? Like I said, Goliath needs people. Warriors, cultivators, hunters, storekeepers. Whatever your skills, we can find a place for you. Pierzător de vreme? I don't know. You'll train me and give me equipment? If you stay, you'll have to earn your place. But be you cleric, outlaw, or alb, that's true everywhere. Sure, you'll get given orders and you'll have to follow the law, but it's not like you have things easy out here. Look, we can keep talking, but at some point, you gotta decide. So, what's it gonna be? Are you gonna stay here, or come with me? Okay. Your actions and words seem to match. I will trust you. For now. Yes, well, I'll take that as a compliment. You won't regret it. Combat, magic. If those interest you, then the Berserkers offer training to people who join their ranks. We'll make a warrior of you. We should get going. This is Rotbor territory. You won't last long if a pack of them turn up here. Follow me to Goliath, and you can earn the Alexa to buy armor and supplies. Trust me, you'll need them. Okay. I will come with you to Goliath. Lead the way. Then follow me. And if we lose each other for any reason, just look for the light from our mana shrine. You can see that from a good distance away. Oh, and the name's Duras. Pleased to meet you. Duras. Lead the way. Very well. Keep your eyes open. Așa, hai să vedem care faza. Hunting grounds of some of the local wildlife. Shift left. Okay. Cute. Mă, n-arată rău pe aici. Mamă, dar introducerea a fost lungă și da, cel mai probabil nu o să vi se pară cine știe ce și... Wow, topor! Adică nu o să vi se pară cine știe ce acum, pentru că jocurile genul ăsta de obicei nu-mi pornit destul de greu. Adică până evoluează lucrurile sau așa o să fie destul de lent, adică... Abia, gen, nu știu, hai să vă dau așa un estimat cam după
o oră jumate, două, să pară că, bă, uite ce progres am făcut și... Okay. Watch your step. Oh, stai, ce? I've never come through this area once without getting attacked. Let's keep going. All right. And follow me. Totuși, măcar are expresii faciale mai bune decât Andromeda, sincer. That's nice. Și ce n-ar trebui să ne atacem pe aici, că nu mă prind. Oh, uite alea acolo, cred că. Wow. What are the ruins over there? Remnants of the old world. Oh, level up. Reminder that the past can be left behind. Can we find anything useful there? Maybe. Maybe. A group of clerics came through this area a few days ago. A scouting party, you reckon? Da, m-am prins. Ok, mersi. Eaten by rot. Concern for an enemy. Well, you're right. Okay, what's up? Maybe I should join the... You don't join the Alps. You're born one, or they choose you. That means most people are taken, rejected, and killed horrifically. Eu tocmai am fost un alb. Why did you choose to join the berserk? The clerics follow the god Kalan, who tells them technology will save us all. Așa. I believe in gods, and I don't think boxes of cables. Ok, asta e foarte single-minded. Maybe I should join the outlaws. They might call themselves the kings of the desert, but they're just hanging on to survival like the rest of us. And that survival comes at the cost of anyone around them, even their own kind. Okay. I have no interest in factions. I cannot decide whether to join a faction out here. Let's go on. Well, we have a choice to make. You're short of equipment. We could see if the clerics have left any in the ruin. Oh, okay. Leveled up, ok, apăsăm pe V. Să merg pe un strength build, probabil. Și unde e stamina? O, dar pot să bași ceva puncte. Nu glumă. Ce e aici? Stai, mă, V. Cream că mai pot să upgradez ceva. Ah, nu, nu. Și dexterity probabil vreau. Gata. Ia-o, ha. Deci ce facem, bă? If it's so dangerous. Magellan almost died when the comet hit. A living, breathing planet turned to ash. But the berserkers are using their magic to bring our world back to life. Just look around you. Edan is the greenest place on Magellan. They need more people, and they offer anyone who comes the same chance to start. We should move on. Okay. Păi hai, Duras, facem ceva, ne ducem, ne batem, ne frecăm. Hai, nu vine. Ok, nu mă prind, ce ar trebui să facem, dar în fine. Whee! Dar jetpack-ul ăsta-i tare. Sudă șmecher. Am luat ceva. Vreau să-mi iau toporul. Ce nu pot ataca? De ce nu mă pot mișca? Nu! Am fact. E bine, mai buni, cam asta ar fi tot pentru acest video cu Alex. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe video de genul acesta pe canal, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!